Știți cum îi zice unei glume cu cripări? Bombă! A? Cea mai prostă glumă posibilă, efectiv. Astăzi, băieți și fete, va fi o zi creeper. Cum adică zi creeper? Ei bine, doar uitați-vă la tricoul meu. Are o față de creeper pe el. Și dacă asta nu v-a convins, ei bine, sper măcar ca statuile astea să vă convingă că astăzi va fi o zi creeper. Ce mă, nici asta nu v-a convins? Pe bun, atunci hai să mergem pur afară să vă arăt ce înseamnă o zi creeper, băieți și fete. După cum vedeți, avem și tablouri creeper și suntem într-o casă cu tematică de creeperi. Ok, ok, deci nu v-a convins treaba asta. Păi bun, atunci ce ziceți de mașina creeper? Ha, v-a convins asta cum o să fie o zi creeper? Fiți antenă la mașina asta, păi și fete, oh my god, cât de tare. Și da, practic, după cum v-am zis, astăzi va fi o zi creeper. Suntem într-un oraș de creeper, băie și fete. Și efectiv, uitați-vă și voi, avem până și un teren de fotbal în care avem un portar creeper. Ia să vedem, dă gol. Bă, ce? Hai mă, nu pot să șutez. Opa, și i-am dat gol, i-am dat la vinclu, ești de bun. Ok, dar nu știu de ce trece mingea asta prin fileul porții, nu mai contează. What? A pus-o fix la loc. Ok, ok, ok. Bun, băieți și fete, dar ideea este că eu nu sunt de foarte mult timp în acest oraș și niciodată nu am trecut de aceste semne de stop. Vedeți voi semnele astea? Ei bine, asta înseamnă că n-avem voie să mergem mai departe, dar eu zic că ar trebui să aflăm ce e acolo, așa că îmi pare rău semnele de stop, dar dă înainte, hai să nu mă vadă nimeni, mă nenic. Ok, ok. Ce-i asta? What? În primul rând avem statui creeper peste tot și... Ok, nu știam chestia asta despre orașul ăsta. Asta cumva e o bază secretă, creeper? Apare să niște camere aici și niște lasere. Ok, ok. Bine că nu sunt creeper, că dacă eram creeper explodam, ești de bun. Ok, păi hai să vedem dacă ne dă și nou acces. Hai să ne scaneze. Bă, scanează-mi tricou, scanează-mi tricou care față de creeper. Ok, ok, și-a luat țeapă. Cred că mi-a scanat tricou și acum putem să mergem în continuare în baza de creeper, băieți și fete. Haideți să aflăm să vedem ce poate să fie într-o bază de creeperi. Ok, coborâm. Bă, dar vezi că e mișto făcut, decorat așa cum trebuie. Și ia uitați-vă și voi, băi și fete, câte fețe de creeper. Băi, e creeper peste tot. Și aici avem o parcare în care avem mai multe mașini. Știți voi de care, adică nu mai trebuie să vă zic că sunt mașini creeper. Ok, dar asta cred că este o intrare. Și hai să intrăm să vedem ce se află aici. Bă, ce... What? Ce troleala asta? Uitați-vă și voi. Asta e Mona Lisa cu față de creeper. Doamne. Bă, ce mă, trollul ăsta, efectiv. Bă, băi, la mișto. Uite altă față de creeper aici. Și pe ăsta ar trebui să fie tot un tablou. Ok, da, nu înțeleg care e faza cu pianul. Oh, ia că cântă, ești nebun. Mă pricep, nu? Oh my god. Bă, ce mă, baza asta e super troll, băie și fete. Oh da. Și dacă tot suntem într-o bază creeper, băie și fete, e bine, nu uitați să pupui și pe butonul ăla de like, zic. Opa, stai așa că avem și statui aici. Ok, nu știu cine sunt gladiatorii ăștia, dar avem și mai multe statui. Avem și canapeluță, ok, pot să stau și pe canapeluță. Dar mă interesează să văd ce-i pe aici. Ok, avem și mai multe statui. Nu știu ce-i pasărea asta. Ăsta e un villager și ăsta e un creeper, bineînțeles. Ok, aparent aici avem un pickaxe și bănuiesc că aici ar trebui să fie zona de minat în această bază. Nu chiar atât de secretă, dar în fine, nu mai contează. Și chesturile astea sunt goale, cum ne-am obișnuit. Ok, și aici avem o grămadă de minereuri. Mamă, câtă mai gaură ai acolo. Bă, frate, dar pe bune că n-avem și noi un lift. Ok, trebuie să cobor pe scară. Ia mă, ia ce e aici, e ca un fel de schelă. Fii atent, o grămadă de TNT-uri. Ok, și ăsta e un cave. Și uite că mai sunt TNT-uri acolo. Ok, n-am chef să vă bag cu moștrii. Hai să vedem ce e mai jos, că trebuie să fie ceva jos acolo de tot. What? Ăla e un creeper. Un creeper real. Bă, fratelo, ce zici, bă? Asta e baza ta? Bă, sper că nu bubuie. De ce m-a bubuit, efectiv? Și uite niște diamante, lol. Da, deci aici, practic, am găsit niște diamante, efectiv, e o mină și atât. Bun, mamă, și acum trebuie să urc înapoi. Asta o să dureze ceva. Mm-hmm.
The next day. În sfârșit, că am zis că nu se mai termină scara asta, pe bune dacă nu. Ok, deci am înțeles, asta e zona de minat, cum ar veni. Hai să mergem la următoarele zone, băi și fete, că văd că sunt mai multe zone pe aici. Bun, aici cred că e camera cu chesturi, mamă, dar îmi place că la fiecare intrare e câte o față de creeper. Ok, camera cu chesturi care apare. Fiatură că e protejată, dă-mi accesul. Scarează tricou, scarează tricou, să mă lasă să intru. Ok, perfect, iar acum ce avem noi aici? Poțiuni. Ah, ok, asta e camera de enchanting, băi și fete, și chesturile astea sunt goale. Avem chiar și un nevil, hai să ieșim. Tricou, scanează-l tricou. Ok, bun, văd că merge schema cu tricou. Hai să vedem ce e și aici. Mamă, dar efectiv e securitate peste tot. E un tălp ăsta, creeper-ul ăsta mic, ești nebun? Oh, ce? What? Ăsta e un pluș. Lol. Bă, cât de tare, efectiv există pluș de creeper. Ok, și aici avem o grămadă de chesturi cu niște chestii inutile. De ce aș avea nevoie de chestiile astea? În fine, nu mai contează. Avem și o cameră de securitate aici. Bun, hai să ieșim. Și ce mai avem pe aici? Mai avem altceva? Nu, tot sunt chesturi, dar sunt goale chesturile astea. Uitați-vă la statuia asta, gen. Bă, ce bă ăsta? Creeper-ul samurai, efectiv. Ok, aici cred că avem o zonă de bătălie. Oh my god, uitați-vă că avem și armură aici. Avem și sabie de netherite. Și armura asta ce mișto e făcută cu diamant așa. Bun, hai să tragem țoalele astea pe noi. Bam, bam, și suntem amod o bazuca completă. Și văd că avem și o sperietoare de ciori aici. Nu ți-ai ales inamicul care trebuie, mă nebunule. Ok, și aparent aici putem să setăm dificultatea. Hai să punem pe dificultatea normală. Și care-i faza? Ok, fie întâlnă, spawn attacking creeper, spawn exploding creeper. Ce? Cum adică attacking creeper? Ok, ce înseamnă attacking creeper? O să mă atace și nu o să explodeze sau care e faza? Ok, what? Creeperii ăștia doar atacă și nu explodează. Mă, ce să știa, mă, creeper fake? Creeper de pe Wish, băi și fete. Oh my god, fiți atentă, creeperii fake. Păi ia stai, mă, să-i vedem și pe aia când explodează. Ok, ăștia cred că sunt creeperi normali, efectiv, ia. Da, ăsta e creeperul de bubă, e clasic. Clasic. Păi și dacă spawnez 2 așa și 2 așa? Bubuie 3? Ok, unul atacă și unul bubuie. Da, nici nu mai contează. Bun, hai să plecăm de aici. Deci asta e un fel de zonă de... zonă de bate-te cu creeperii. Dar nu am chef, frate, că scap... What? Stai așa, că avem o scară aici. Ce? Oh, what? Sunt mai multe etaje. Ok, aici bănuiesc că avem ferme automate, nu? Da, poți să spargi toate astea frumos, uite-te și tu. Și cred că le poți și planta la loc. Bă, da, de ce ar avea nevoie creeperii de niște ferme de-astea, băie și fete? Adică, la ce ar trebui unui creeper chestia asta? Și avem până și un covor de creeper. Deci de ce ai avea nevoie, tu ca și creeper, de fermă de bambus? Ce? Doamne, iartă-mă, chestia asta, mă, că nu mai înțeleg nimic. Ok, am înțeles, creeperii au ferme. Ce mai au creeperii, bă, pe aici? Ok, asta cred că e mina, asta e ce? Oh, ok, da, chiar e mina. Bun, stați așa, că mai e o cameră aici. Ce e camera asta? Camera de armuri? Ok, stai așa, că pare să fie interesant. Ok, chiar avem armuri aici, băi și fete. Și aici, oare să fie o intrare secretă sau ceva? Ia să încercăm să vedem. Da, nu e niciun fel de intrare. Bă, dar ce sunt cu statuile astea peste tot? Și ce, cred că avem un portal de nether și fiți atentă că e portal de nether la buton. Iar acum hai să intrăm în nether, poate găsim și noi ceva interesant. Cum ar fi să fie și un creeper, o bază creeper și nether? Bă, de ce de fiecare dată nu-i nimic în nether-ul ăsta? Hai mă frate, băi, la mișto. Băi și fete, dacă vreodată faceți o bază secretă cu portal de nether, păi faceți o bază și în nether, nu mă interesează. Ok, dar acum am ajuns la punctul culminant și anume statuia asta. Bă, ce ar trebui să fie, bă, statuia asta? Să nu spui că doar o statuie și atât. Nu ascunde nimic pe aici, vreo intrare secretă? Na, efectiv e doar o statuie și atât. Ok, hai să mai urcăm un pic la etaj, pentru că nu știu dacă am văzut totul, băieți și fete, în baza asta creeper. Ok, avem și fermă de animale, aparent. Astea sunt ca să le bubuie creeperii sau care-i faza? Ok, avem morcovi. Bun, deci avem hrană pentru fiecare, cum ar veni. Doamne, ce-mi plac mie bazele astea secrete. Efectiv, n-are nicio logică baza asta. Ce? Stai! What? Ce-i ăsta? Bă, avem și televizor. Și suntem pe un canal cu pești. Schimbă-mă canalul. Ok, avem un singur... uite, avem mai multe posturi. Postul cu pești și postul cu dealuri. Ce, avem doar două canale pe televizor?
Bă, băi, la mișto. Păi, în cazul ăsta prefer să mă uit la pești. Bă, dar ăsta cine e, bă? Mecanicul. O, lol. O, putem să cumpărăm chestii. Ia fi antenă, scaun de gaming cu mama acasă, ești nebun? Ok, dar nu știu de unde e să iau eu bănuți din ăștia. Și ia vezi ce avem noi aici, baza secretă de creeper. Avem cuptor cu microunde și mașinuță de cafea. Da, perfect normal, nu? Avem și cuptor normal, avem și bucătărie, deci practic. Avem și computere în care putem să verificăm camerele de securitate. Oh, da, uite mașina fix acolo. Ia, hai să ne mai uităm pe vreo cameră. Camera 10. What? Ok, locul ăsta nu știu unde e. Mă, ce, ăsta e locul în mină? Stai și un pic, că n-am văzut intrarea aia. Ai o intrare nouă, pot să jur că n-am văzut-o până acum. Ok, baza asta secretă poate nu e chiar atât de mică. Ia stați așa un pic, avem și aici ceva apare. Mamă, ce, bă, ce locul ăsta, paradisul, ești de bun? Fii atent, avem aici frumos bar. Ne punem frumos, ne jucăm și noi pe televizor sau ne uităm la canalul cu pești. Poate aici sunt mai multe canale, ia să vedem. Nu, tot două canale sunt. Bă, dar asta e televizor mai mare. Bă, dar chiar mișto, chiar arată mișto locul ăsta. Bun, stai că sunt mai multe camere. Oh, da, aici e dormitorul cu 5, cu 6 paturi. Bine, de fapt sunt 6 paturi unite ca să fie un singur pat. Gen, da, v-ați prins, e schemă. Bun, ce mai e pe aici, mă? Mai avem camere? Ok. Oh, da, Căcănescu. De cât mă țineam să fac treaba asta. Așa că puneți mâna la ochi, băieți și fete, pentru că urmează ceva în 3, 2, 1 și... Și bineînțeles, după ce am terminat treaba, mergem frumos, ne facem și noi băiță. Avem aici, admirăm tablou de creeperi. Și hai să ieșim, ia, că mai e o cameră aici. Asta cred că e camera de oaspeți. Ia fii atent, bă, scaun de gaming, că tot ziceam de scaun de gaming. Și avem și calculator, super tare, gamer adevărat. Mamă, cred că asta e camera mea preferată, ești nebun. Avem frumos birou de gaming, avem și paturile. Măsuța, măsuță, tot ce trebuie, mă, nene. Bă, dar o duc bine, mă, creeperii ăștia, n-am ce să zic. Ok, dar hai să vedem, băi și fete, pentru că parcă mai era o cameră unde erau astea de mine, pot să jur. Uite, asta e, asta e. E o intrare secretă, cred. Ok, ia faceți liniște. Opa, TNT-uri. Ok, avem niște flinturi, gunpowder și niște TNT-uri. Ce s-ar întâmpla dacă aș da foc la TNT-urile astea? Opa, stai așa că explodează baza! Ok, oh my god! Bun, n-a explodat așa tare pentru că avem obsidian aici. Bun, hai să ieșim. Mai găsim chestii interesante pe aici? Uite, încă un pluș! Mă, ce că caută plușul ăsta aici, mă? Dă-mă plușul. Oare mai găsim vreo intrare de asta secretă? Da, nu cred că mai e nicio intrare secretă pe aici. Păi, cred că cam asta a fost toată baza, băie și fete. Bă, sincer să fiu chiar mișto rău de tot baza asta. Adică chiar îmi place. Uitați-vă și voi ce design șmecher are. Nu înțeleg care e faza cu creeperul samurai de acolo, dar e tare rău de tot. Adică, ok, astea sunt tobe. Pe astea nu le-am văzut, sincer. Ia, mă, să batem și la tobe. Ba, domnță, ești de bun când faci o glumă bună. Bun, și acum ar trebui să fac o glumă, nu? Știți cum îi zice unei glume cu creeperi? Bombă! A? Cea mai prostă glumă posibilă, efectiv. Hai să mai cântăm un pic la pian, băieți și fete. Oh, da, pe gustul meu. Și acum cred că putem să părăsim baza de creeperi, băieți și fete. Și aici avem efectiv și o parcare, mă, nene. E nebunie, a fost nebunie baza asta, sincer să fiu. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, băieți și fete, și vreți să mai facem clipuri cu baze din astea secrete, cine știe, ok, asta e nouă. Stați așa un pic, mai avem o intrare. Nu se poate. Ce? Partea 2? Stai, ce? Nu, cred că asta e ieșirea. Da, mă, da, era ieșirea. Doamne, ce m-am panicat. Așa, deci cum ziceam, băieți și fete, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o și să-mi scrieți la comentarii dacă mai vreți clipuri cu baze din astea secrete. Eu m-am dus și ne auzim data viitoare. Salut!